Festivitatea de deschidere a anului școlar 2016-2017 este, ca de fiecare dată, marcată de prezența invitaților de onoare, care doresc astăzi să fie alături de noi, să vă ureze succes și să se bucure de acest moment festiv. Din partea primăriei o să salutăm în curând prezența domnului primar Morar Costan, care momentan este la o altă școală. Din partea Consiliului Județean și al Comitetului Reprezentativ al Părinților, salutăm prezența domnului inginer Sălătean Vasile. Din partea Poliției Municipiului Dej, salutăm prezența domnului agent șef principal Pop Virgil. Iar din partea Bisericii a domnului părinte Bolbos Ioan. Permiteți-mi să le urez bun venit la festivitatea noastră și să le mulțumim că sunt și astăzi alături de noi. Slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care prin tutindenea ești toate le împlinești. Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălăsluiești într-un noi, ne curățește pe noi de toată întinăciunea, Slăvire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ne aflăm astăzi la deschiderea anului școlar la liceul Alexandru Papiu Ilarian. Un an școlar cu așteptări, cu provocări, cu emoții din partea elevilor, din partea părinților, din partea cadrelor didactice. Sunt prezent în calitate de primar pentru a vă transmite respectul și aprecierea instituției pe care o conduc pentru rezultatele obținute la învățătură în anii anteriori de liceu dumneavoastră, de elevii dumneavoastră pregătiți cu mult profesionalism și dăruire de cadre didactice. Liceul dumneavoastră, încet, dar sigur, este apreciat în rezultate obținute la nivel local, județean, zonal și chiar internațional. De aceea vă spun că este necesar pentru ca împreună să relaționăm administrația publică locală, biserica, familia, cadre didactice pentru formarea elevilor și copiilor noștri.